încerc să vă prezint câteva impresii pe care mi-a lăsat întâlnirea cu domnul profesor Buzatu. În primul rând, de ce am ținut să organizăm asemenea manifestare la acest centru? Pentru că dânsul a fost legat de Centrul de Studii Ruse și Sovietice. De foarte multe ori a fost aici, a vorbit, îl ascultam toți cu foarte, foarte mult interes, pentru că profesorul Buzatu a fost cel care ne-a ajutat prin centrul pe care îl conducea să scoatem primul și unicul volum de studii al acestui centru, pentru că cine urmărește activitatea centrului a văzut că încercăm și noi, și asta grație domnului profesor Giuceanu, la nivelul totalitarismului, să ținem cititorii la curent cu activitatea acestui centru. Acum avem câțiva tineri din echipa centrului care și-au luat angajamentul să scoatem o variantă electronică în cadrul Institutului Centru, caietele Centrului de Studii Ruse și Sovietice. Deci ăsta a fost motivul pentru care unul din motive sau două motive care ne-a determinat să-i cinstim în felul acesta de memoria. Cum l-am cunoscut, s-a vorbit aici despre începutul anilor 90, pot să vă spun că sunt mândru că atunci cunoscut. Mi-amintesc eu de toate aceste deplasări la toate arhivele din Moscova, într-adevăr a fost atunci o revoluție arhivistică. Mi-amintesc de una din arhive, a Sobei Arhiv, arhiva specială, unde erau păstrate trofeele de război, sigur, trofeele în tancuri și documente. Ce spunea și domnul profesor Chiber, dar și domnul profesor Scurtu, n-am văzut un om cu asemenea capacitate de muncă, într-adevăr, rămânea înțeperit în scaun, m-a chemat la un moment dat să-mi arate ceva, erau documentele luate în 44 de la cabinetul Mareșalului Antonescu, să văd, dar m-am ferit prea mult să mă uit așa mai atent documente din arhiva serviciilor secrete franceze, capturate de ruși, de la nemți, francezii au fost foarte inteligenți, au plătit și și-au luat toată arhiva, sigur că au rămas acolo copii. De ce evoc această perioadă a activității în arhive? Pentru că domnul profesor Buzatu, după părerea mea, este cred că singurul care a valorificat în cea mai mare măsură fondurile arhivistice rusești. Cine a ținut în mână sau a citit cartea dânsul român în arhivele Cominternului, și din păcate, o spun cu regret, mai ales și tineri, a trebuit să facă acest carte, este o descriere a arhivelor, a fondurilor arhivistice, dar nu numai descriere. E, dacă mă refer la arhiva Cominternului, unde am lucrat în câteva rânduri și în octombrie anul trecut, cu colega mea, Cristina Deac, dânsul dă și documente extrem de valoroase pentru cercetătorii români. Ne-am convins, tocmai studiind aceste dosare personale ale unor români care au lucrat la Comintern, dar altceva m-a uimit. Am găsit și la Arhivele Naționale documente trimise în perioada respectivă, grație domnului profesor Scurtu, trimise de la Moscova în țară. Mie mi-a fost foarte greu, împreună cu domnișoara Cristina, eu îi traduceam când s-a notat, ori profesorul Buzatu a fost singur în fața monitorului, se uita, rusa pe care o cunoștea, transcria și a dat documente care, din păcate, pentru mulți sunt necunoscute. În ceea ce privește activitatea la Senat, aici domnul profesor a punctat foarte bine. Într-adevăr,
cine a citit expunerea în Senat, parcă își amintește de Parlamentul Interbelic. Cu ținută demnă a rezistat totul la postul fărilor din sală, din prezidiu. S-a opus și părerea mea este că a avut o poziție corectă atunci când s-a dezbătut legea privind ratificarea tratatului din 2000, român-rus din 2003. Mai ales declarația pe care dumneavoastră o știți ca anex la acest tratat. A dovedit că este patriot, a dovedit verticalitate, a dovedit că nu renunță la niște concepții, niște idei pe care le-a slujit, după părerea mea, cu demnitate. Asta privea relațiile cu Rusia prin prisma despre care vorbeam. Vreau să spun că relația cu istoricii ruși dovedea un respect deosebit și din partea rușilor și din partea domnului profesor Buzatu. Mi-l amintesc ca vicepreședinte al Senatului, a fost aici Comisia Mixtă de Istorie la Ploiești, a venit din București, s-a întâlnit cu toți membrii delegației istoricilor ruși, să vedea că era respectat, să vedea că îi respecta. Vreau să vă spun că era la curent cu istoriografia rusă. De fiecare dată, când mergeam la Moscova, vezi că a apărut nu știu ce, dacă poți, atunci și mie. Același lucru făcea și domnul profesor Constantiniu. Nu numai că vroia să vadă, dar a valorificat. Îmi și scria, vezi că în volumul cu tare am valorificat ceea ce mi-ai dat. Nu mai spun, la Chișinău avea cunoștințe foarte multe și primea, sau se ducea la Chișinău și aducea volumele care le interesau. Chiar cum spunea domnul Puga, mulțumesc, am acel volum. Deci, chiar dacă aveau poziții diferite, istoricii ruși față de poziția profesorului Buzatu, în toată vreau să spun că îl respectau și deci, respectul era reciproc. Ca om, s-a vorbit aici de bunătate, de bunătate, omenie, eu câteodată chiar mă simțeam jenat la statura dânsului, de câte ori ne întâlneam și probabil că toți își amintesc, cel puțin așa am perceput eu, întrebare, de fapt nu era o întrebare, era parcă o constatare a unui dialog pe care îl purta cu sine însuși. Asta e, domnule. Deci, probabil că tot timpul gândea, nu știu, dar poate greșesc, dar de câte ori ne întâlneam, erau un fel de concluzii la un dialog imaginar cu sine și bunătatea asta pe care îi citeai priviri, generozitate nu mai spun și des, ce a făcut dânsul pentru ca să apară acel volum al centrului postului nimic. A făcut acest lucru, dânsul l-a făcut și a fost inițiativa dânsului. Și închei, poate o notă mai tristă, ultimele mesaje pe care le primeam și le-am și păstrat, erau un apel de sprijinire a unei poziții românești la vremea respectivă, cu foarte puțin timp înainte de a muri, și ultimul mesaj a fost, nu mai e nevoie să semnați, nu mai e nevoie să susțineți. Adică probabil că a primit atât de puține mesaje de susținere, cât a plecat către cu o rugăciune în suflet. Asta am pus să spun. Trebuia să spun și faptul că a fost îndrăgit și stimat de istoricii din Republica Moldova. Pe mine m-a impresionat anul trecut când și directorul Institutului de Istorie din Chișinău, profesorul Gheorghe Cojocaru și profesorul Negre, profesorul Negru și Șcanu au venit la să aducă un ultimul omagiu. Domnul Cojocaru ar fi dorit să vină aseara prin mesa. Îi pare foarte rău că nu a putut veni, dar va fi alături de noi. Și acum alături de noi sunt și cei care au răspuns și pentru asta e respect de la Constanța, de la Căpăța,
Craiova, că, pe care i-am invitat și că n-au putut, dar am zis măcar în zilele astea să se gândească la dânsul și tot în zilele astea, în 6 iunie, ar fi făcut 75 de ani.